mulțumim, Amalia. De multe ori ziua bună se cunoaște din bucătărie, că dacă începe burta goală, știi cum e, nu iese. Vlăduță ne prezintă astăzi cartofi noi, ăștia arată bine, și inclusiv cartofi prăjiți din ăștia, da, fără să dai jos coaja. Exact. Senzație. Exact, exact. Să știi că și eu practic lucrul ăsta. În general, cartofii îmi place să-i spăl foarte bine, atât da, că îi prăjesc sau că îi prepar la cuptor, nu le înlătur coaja. Au cu totul și cu totul alt gust. Total. Mi se pare că gustul cel mai bun al cartofului specific este imediat sub coajă. Cu coajă. Și exact, avem și morcovi subnutriți, ne cerem scuze, ăștia s-au găsit. I-am luat de la o fermă din o țară săracă. Ce să știam? E adevărat, sunt morcovi mai micuți, sunt baby carrots, dar sunt mai multe sortimente, sunt mai multe soiuri de morcovi decât cele pe care le cunoaștem noi. În general, noi românii cunoaștem morcovul clasic portocaliu și eventual morcovul galben, însă avem și morcov mov, avem și morcov verde. De ce nu? Pentru că atunci când îi servim garnitură la o friptură, cu siguranță își au locul foarte bine lângă aceasta. Astăzi am o rețetă grecească și, așa cum v-am spus, după părerea mea, strict părerea mea, mie mi se pare că grecii prepară mielul cel mai gustos, cel mai bine, și mi se pare că îl prepară foarte sănătos, pentru că folosesc puține ingrediente și se prepară foarte repede. Astea sunt coaste de miel? Astea sunt coaste de porc, da, însă la fel de bine se pot prepara coastele de miel sau pulpa de miel. Nu vă trebuie decât pentru friptura sau pentru coaste, nu vă trebuie ca și condiment oregano și sare, bineînțeles și un pic de piper, ulei de măsline și multă lămâie. Asta este secretul, multă lămâie. Lămâia se folosește atât la început cât carnea trebuie să stea un pic la marinat, cel puțin o oră, dar și la sfârșit. Și dă cu totul și cu totul alt gust, inclusiv coaja de la lămâie, care se adaugă la început, înainte de a fi introdusă la cuptor. Mai folosesc pentru rețeta de astăzi și iaurtul grecesc, pentru că nu e așa, o carne de miel sau de purcel în stil grecesc fără iaurt grecesc nu are niciun farmec. Însă, iaurtul grecesc, pentru că vreau să fie mai consistent, reprezentând practic la rețeta mea de astăzi sosul pentru friptură, am să-l așez într-un tifon, dar înainte îl sărez puțin, îl așez într-un tifon și las circa 2 ore la frigider să se scurgă foarte, foarte bine surplusul de zer. Astfel devine ca o brânză tartinabilă, devine mult mai dens. Și bineînțeles și acestuia o să-i adaug oregano, condiment specific grecesc, dar ulei de măsline și puțină lămâie. Printre aceste ingrediente mai folosesc și ceapă verde, usturoi verde, câțiva cartofiori pregătiți la cuptor, de asemenea măsline, de preferință măsline cât mai mici, sunt foarte gustoase. Eu am ales măsline Kalamata și ridichi pe care le gătesc de data aceasta, nu le servesc proaspete, odată cu morcovii le trag un pic la tigaie și au cu totul.